Doamnelor, domnilor, am revenit în partea a doua a emisiunii și continuăm să discutăm despre politică alături de invitații mei din această seară. Este vorba despre domnul Victor Cruceru, candidat ALDE la primăria municipiului Constanța. Bun găsit, domnule Cruceru, ne bucurăm că v-ați făcut timp și ați venit alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. În studioul Dodo TV se află și domnul Sergiu Postolache, este candidatul ALDE la Consiliul Local Municipal Constanța. De asemenea, ne bucurăm că ați revenit alături de noi. Mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Cruceru, cum vedeți campania electorală? Nu mai avem mult până la final. E pe final, e pe ultima cursă și probabil că toată lumea așteaptă finala din 27 septembrie. Atunci se va vedea ce a transmis fiecare și cât au recepționat constanțenii. Pentru că, de fapt, campania electorală nu este altceva decât un dialog între cei care emit propuneri și proiecte, da? Către niște receptori care urmează să le dea vot de încredere sau nu. V-ați acomodat, domnule Postolache, cu această postură de candidat? Da, sigur că m-am Este ceea ce vă așteptați? Vă place? Nu pot să zic că e un lucru care îl fac neapărat din plăcere, pentru că meseria mea este cu tot diferită, însă îl fac pentru că este nevoie. Avem nevoie de oameni capabili în Consiliul Local, avem nevoie de oameni cu viziune, avem nevoie de oameni care știu să implementeze un proiect și avem nevoie de oameni dornici de muncă. Iar din punctul meu de vedere, la ora actuală, nu vreau să mă laud pe mine însumi, dar nu am pe cine să votez. Actuala administrație a demonstrat în ultimii 20 de ani că este incapabilă să facă ceva pentru acest oraș, pentru acest municipiu. Iar ținând cont de programele trecute are altor contracandidați, niciunul nu n-a reușit să mă convingă. Tocmai de asta am decis să candidez pentru Consiliul Local Constanța, pentru că din punctul meu de vedere pot să fac diferența. Am reușit să o fac pe plan internațional, acum vreau să fac ceva pentru orașul meu, vreau să fac ceva pentru tinerii din orașul meu și în final vreau să-mi cresc copiii aici în oraș, să-i educ aici în oraș, să-i dezvolt aici în oraș și într-un final să-și creeze propria lor entitate și viață și viitor aici în oraș. Nu în altă parte, atât pentru copiii mei, cât și pentru copiii dumneavoastră. Domnule Cruceru, puțin candidați vorbesc despre dezvoltarea zonei metropolitane și aș vrea să vă întreb dacă aveți proiecte în acest sens. Da, este foarte adevărat, m-am uitat și eu și am văzut discursul contracandidaților, toată lumea se focusează pe zona istorică, zona peninsulară, centrul orașului. Sunt unele propuneri destul de hilare. 2 hectare de spații verzi în fiecare an aduse în municipiul Constanța, 10 hectare de parcuri în fiecare an. Am făcut un calcul și m-am cam speriat și am zis, bă, e posibil să ne trezim cu noua minune a lumii, grădinile suspendate ale Constanței, că nu pot să fie altfel vehiculând aceste cantități de terenuri verzi și de parcuri. Zona metropolitană înseamnă să ai o viziune de dezvoltare pe ansamblu, pentru că din punctul nostru de vedere și cel puțin din punctul meu de vedere, Constanța merită să devină o metropolă și o metropolă dezvoltată. Nu este nu... în momentul de față, asta este clar. Este evident. Dar nu văd nici interesul niciunui program prezentat în această campanie să se vorbească despre dezvoltarea zonei metropolitane și să aibă în vedere câteva lucruri foarte importante. Pentru a dezvolta o zonă metropolitană trebuie să te gândești în primul rând și să ai viziunea delimitării zonei metropolitane, pe de o parte, pe de altă parte, să te gândești, ok, declarăm o zonă metropolitană, dezvoltăm metropola Constanța, având ca obiectiv ce anume. Și trebuie să punctez foarte bine. În primul rând, trebuie să am o zonă de dezvoltare industrială prin care să atrag foarte mulți investitori, pentru că atunci voi crea locuri de muncă, vor fi beneficii la buget, voi aduce la bani și este un lucru foarte important. Tot în ceea ce privește dezvoltarea zonei metropolitane, eu am făcut o analiză, am tot discutat cu constanțenii, m-am consultat, am întrebat în stânga, în dreapta și am ajuns la o concluzie. Cartierul Henri Coandă,
Este o discuție foarte spinoasă. Pe de o parte avem acolo niște oameni care sunt amenințați, sunt, sub presiune maximă din partea cetățenilor pe de o parte, din partea autorităților pe de altă parte. Unii spun îi vom desfința, alții spun îi dăm afară, le dăm amenzi. Tot felul de presiuni de genul ăsta. Care beneficiază de sunt oameni care au nevoie să trăiască decent. Și atunci am spus, pentru a descongestiona tensiunea asta care se creează în zonă, acolo este o tensiune foarte mare. Recunosc sau nu recunosc autoritățile, dacă mergi să stai de vorbă cu oamenii și de o parte și de alta a barichadă, există tensiune. Unii spun, domnule, suntem într-o garsonieră 7-8 inși, că între timp ne-am înmulțit, e normal, e firescul vieții, se întâmplă lucrul ăsta. Nu beneficiem de nimic. Fie plătim apă pe care nu o consumăm, ne bagă pe gât sute de metri cub de apă și iarăși discuții de această poveste cu agentul economic Raja, care face abuzuri față de constanțeni. Pe de partea cealaltă vin cetățenii care erau deja în zonă, veteranii, riveranii de acolo, domnule, asta ne trebuia noi aici, deci există tensiune. Și atunci am zis, domnule, dacă tot discutăm de dezvoltare a zonei metropolitane, de ce să nu găsim soluții în așa fel încât oamenii aia de acolo să aibă parte de o locuință decentă și discutăm de a găsi în zona metropolitană un amplasament în care să construim 1500-1700 de locuințe, fie locuințe individuale, fie locuințe comune, asta înseamnă blocuri, funcție de opțiunea fiecăruia dintre ei. Să le dăm șansa ca într-o perioadă de timp acele locuințe să devină proprietatea lor, adică să le achiziționeze. Pentru că am întâlnit foarte mulți de acolo, domnule, noi am vrea să muncim, noi am vrea să facem și eu cred că parte din oamenii aia, marea majoritate, sunt oameni deschiși pentru muncă. Și atunci ei fiind cumva puși ca într-un lagăr. Poate nu este expresia cea mai potrivită, dar așa mi se pare că se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci ne gândim, domnule, găsim o zonă în zona metropolitană, dezvoltăm un cartier special pentru locuințe clasice, nu ce sunt făcute acolo, pentru că mulți dintre ei spun, domnule, nu avem posibilitatea să facem niciun fel, nu ne putem alege, e cu un sânge foarte mare acolo. Furnizorul de televiziune nu îl putem alege, trebuie să-l luăm pe ăla care îl avem. Dacă vrem să punem o antenă parabolică, nu avem voie. Dacă vrem să montăm un aer condiționat, nu avem voie și atunci oamenii ăștia există atât de multă tensiune în interiorul lor că s-ar putea... Exact, ei sunt constrânși și n-au ce să facă, n-au variantă, n-au alegere. Și vorbim despre alegeri libere, despre democrație, despre dreptul de liber arbitru, nu se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci cineva m-a întrebat, bine, doamne, și ce faci cu cartierul ăla? Păi matematica e din nou simplă. Vrem să dezvoltăm un centru universitar. Știm că la momentul de față, Centrul Universitar Constanța nu face față la solicitările de cazare. Reabilitând cartierul acela, putem să facem o parte din ele, cămine studențești, ceea ce înseamnă că... Se pretează mult mai bine. Se pretează spune, pentru că poziția este foarte bună față de centrele, de facultățile de universitate din Constanța și se ajunge foarte ușor în orice zonă. Pe de altă parte, mai există o ofertă pe care o putem face agenților economici. Pentru că agenții economici din Constanța aduc foarte multă forță de muncă din afara orașului, din afara județului, din afara țării. N-au spații de cazare și atunci, dacă noi am gândit și am administrat foarte bine cartierul ăsta, în așa fel încât, pe de o parte să avem partea de studenți, pe de altă parte să avem o parte din oamenii din Constanța care chiar ar vrea să rămână acolo, nu-i nicio problemă, și pe de altă parte să oferim agentului economic șansa cu o chirie rezonabilă să-și aducă forța de muncă acolo, să o cazeze de luni până vineri când o duce acasă și să ducă cu un transport special. Și atunci gândiți-vă că noi maximalizăm eficiența acestui cartier. Dar repet încă o dată, să nu mă înțeleagă nimeni greșit și în special cetățenii din Henri Coandă. Chiar am discutat cu mulți dintre dumneavoastră, m-ați întâlnit pe stradă și din rudele dumneavoastră și mi-a spus problema că este o problemă de presiune în care trăiți. Chiar vrem să rezolvăm această problemă și zona metropolitană este soluția. Dacă discutăm de dezvoltarea zonei metropolitane, discutăm de dezvoltarea tuturor aspectelor sociale, discutăm de dezvoltarea aspectelor economice din Constanța, discutăm de a face într-adevăr spații benefice pentru orice cetățean și foarte important spun încă o dată, să aibă posibilitatea și să achiziționeze o locuință la prețuri rezonabile, bineînțeles că prețurile de construcție nu pot să depășească pentru o locuință fie individuală, fie la comun mai mult de 25-30 de mii de euro sub nicio formă și atunci dacă le dăm șansa acestor oameni, mai este un lucru important. Vă rog. Omul se responsabilizează și devine stăpân pe sine și gândește altfel, domnule, casa mea.
E foarte important să le spuneți telespectatorilor și celor care ne privesc dacă va rămâne cineva pe drumuri. În nu va rămâne nimeni pe drumuri, din contră. Vreau să specific un lucru. În momentul în care creăm această zonă metropolitană și avem în vedere să ne uităm la arhitectura zonei metropolitane, să creăm cartiere noi, pentru că este foarte important oamenii să știe lucrul acesta, se vor găsi întotdeauna locuințe speciale pentru oameni cu nevoi speciale, se vor găsi locuințe pentru oameni care vor să-și cumpere locuință, se vor găsi locuințe pentru mediul de afaceri, pentru tinerii care vor să-și dezvolte afaceri în Constanța și poate să opteze pentru o zonă din aceste cartiere care se pot dezvolta, care, la un moment dat, repet, încă nu am nimic cu nimeni, toată lumea se bate pe centrul Constanței, toată lumea pe faleza de nord, toată lumea pe zona peninsulară. Oameni buni, hai să ne uităm ce înseamnă, ce avem în jurul nostru, pentru că avem posibilități foarte multe. Există mijloace de transport în comun și tindem și noi și am văzut că și alți contracandidați au venit să spună, domnule, gata, facem transportul electric. Poate fi un transport foarte ieftin și atunci distanțele de 5, 10, 15 km nu mai sunt distanțe. Într-o metropolă astea nu sunt distanțe. Sunt doar modele de transport eficient pentru diverse lucrări care se vor face. Gândiți-vă că dezvoltăm în felul acesta tot ce înseamnă atracția de investiții. Investitori care o să vină să investească, investitori care vor să... De ce nu? Eu mai am o idee năstrușnică, s-ar putea cineva să mă judece, asta e, n-aveți decât, de ce să nu mutăm primăria într-o zonă din zona metropolitană, unde să includem acolo toate serviciile care țin de autoritatea locală și aici în centru să facem o zonă de zonă istorică de a vizita turiști, uite ce a fost în Constanța. Să mutăm și instituția prefecturii și instituția... Absolut tot, dar nu se pune problema că am avea unde. În momentul în care noi ne-am concentrat, și asta e partea cea mai ciudată, am îngrămădit blocul lângă blocuri, nu mai există distanța aia care este reglementată să fie între două clădiri, pentru că la un moment dat sunt zone în care dacă vecinul deschide geamul și vecina scutură cerceapul, se duc fulgii de pe pernă în casa vecinului. Adică nu mai există o viziune arhitecturală normală. Asta m-a deranjat foarte tare când ne-am înghesuit toți aici, cât mai mult, dar de ce? De ce să nu ne extindem? Marile orașe ale lumii și metropolele lumii s-au extins pe suprafețe imense, având spații verzi suficiente, pentru că dacă nu te concentrezi într-un singur loc, poți să faci parcuri și atunci poți să înțelegi ideea contracandidaților că aduc 2 hectare de spații verzi și 10 hectare de parcuri în Constanța. Într-o zonă metropolitană sunt de acord cu dumnealor, trebuie să fiu de acord cu asta. Dacă gândim doar la municipiul Constanța și ne concentrăm iarăși pe aceeași suprafață care, din păcate, suprafața municipală nu se mărește, ea rămâne standard, e aceeași, dar noi construim în continuu și aducem betoane, ne trezim la un moment dat că nu mai avem un aer corect de respirat, ne trezim că avem foarte mult praf, ne trezim că este foarte multă mizerie, pentru că aglomerațiile de urbane creează și foarte multă mizerie, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. O zonă urbană, o zonă dezvoltată și întinsă, poate să creeze o zonă de curățenie foarte mare și foarte eficient de gestionat pentru autoritățile locale. Eu cred că asta trebuie să avem în vedere și trebuie să ne orientăm către dezvoltarea zonei metropolitane, pentru că este foarte importantă pentru noi. Domnule Postolache, sunteți tânăr, faceți sport? Bineînțeles, fac sport. Mulți fac care sport vor să facă sport și nu mic. Au unde. Cum stăm la capitolul sport de masă în Constanța? De la oamenii vor la să în parcuri, să alerge, să meargă cu bicicleta, cu trotineta electrică, mai nou. Nu avem piste dedicate. Din păcate nu avem nimic de genul. Și aici problema e destul de adânc implementată în societatea noastră. De ce spun asta? Pentru că eu mi-aduc aminte momentele când eram tânăr în școala primară. Atunci, într-adevăr, încă se promova sportul printre copii. Însă deja în școala generală, foarte mulți profesori mi-aduc acum aminte că într-un fel doreau să excludă anumiți elevi care n-aveau neapărat capacitatea asta sau dorința de a-și dezvolta o viață sportivă și cumva le găsea tot felul de scuze de a-i exclude din orele sportive, ceea ce mi se pare total greșit, pentru că astăzi am ajuns să fim a doua țară din Europa vis-a-vis de obezitatea infantilă, ceea ce este un lucru foarte alarmant. Și a trebuit să ne dea de gândit, evident, și nouă și autorităților. Și nouă și autorităților, categoric, iar pe de altă parte este, din punctul meu de vedere, o rușine faptul că avem două nume foarte importante internațional,
pe partea sportivă, iar noi nu profităm de treaba Simona asta. Simona Halep și Gheorghe Hagi, bineînțeles. Adică alături de ei am fi putut atrage anual milioane de euro la bugetul local și în... În ce sens? Poate e bine să explicați. În primul rând putem să organizăm competiții sportive și nu neapărat pentru performanță, ci pentru masă de oameni, pentru neprofesioniști. Noi n-am avut niciodată maratonul Constanței. Maratonul Bucureștiului vin undeva la vreo 50.000 de oameni din toată lumea. Acolo, clar, oamenii trebuie să se cazeze undeva, să consume ceva și așa mai departe. Sunt bani la bugetul local. În Constanța nu avem așa ceva. Nu avem campionate de triatlon și așa mai departe, de ciclism și am impresia că de ciclism este unul, doar că nu este... Am avut vara trecută un triatlon în Mamaia. Nu a fost suficient de bine mediatizate pentru a participa mai multe persoane din diverse țări. Iar lucrurile astea ne-ar ajuta foarte mult să ne dezvoltăm și faptul că avem două nume mari, ne-ar fi ajutat să atragem foarte mulți pasionați ai sporturilor din toate colțurile lumii. Pe de altă parte, vă dați seama, avem pe domnul Gică Hagi, un mare jucător, și oriunde te duci în lumea asta și discuți cu cineva, îi spui că ești din Constanța, cu siguranță primul lucru care, primul feedback va fi să spună numele dânsului. Este destul de ciudat faptul că nu i-a fost permis, sau nu știu exact de desubturile, de ce n-a reușit dânsul să ridice stadionul Gheorghe Hagi, sau mă rog, stadionul Faru actual, să-l ridice, să-l aducă la standarde europene, să avem și noi o echipă capabilă să joace cel puțin în grupele UEFA. Nu stăm foarte bine la capitolul sport, domnule Cruceru, nu avem baze sportive, avem în schimb promisiuni, avem promisiunea că se va ridica o sală polivalentă, că se va ridica un complex sportiv. Din păcate, aici cred că marea greșeală se face când administratorii urbei noastre își dau cu presupusul despre toate lucrurile ca și cum ar ști toate lucrurile. Avem un proiect de sală polivalentă de 5.000 de locuri, care din punctul meu de vedere, și nu al meu, că nu sunt eu specialistul, dar analizând situația și regulamentele internaționale... Nu va găsi competiții internaționale, asta vreau să ne spuneți. Niciodată. De ce? O sală polivalentă, conform regulamentelor care s-au schimbat, care erau până în 2016, dacă nu mă înșeală memoria, spune că o sală polivalentă trebuie să aibă cel puțin 12.000 de locuri. Asta înseamnă să pui Constanța pe harta internațională, pe harta mondială a competițiilor sportive. Asta înseamnă să ai viziunea unui proiect pe care constanțenii îl merită. Și asta este foarte important, să știm că de fapt se gândește în termen de interes sau de mediocritate, când se poate gândi în termen de performanță. Și pe mine asta mă interesează. O sală polivalentă care să găzduiască competiții sportive, finale de campionat mondial, finale de campionate europene, înseamnă foarte mulți bani la buget. Înseamnă să ai viziunea de ansamblu și să creezi în jurul acestei sale polivalente o întreagă industrie de dezvoltare economică pe diverse paliere. Fie că discutăm de hotele și de restaurante, pentru că așa cum spunea și colegul Sergiu, oamenii care vin la o competiție se cazează, consumă, vor să iau un suvenir acasă, poate le place atât de mult Constanța și după competiție vor să revină sau să mai stea, sau, și atunci te dezvolți. Rampa aceasta trebuie folosită. Din păcate, până acum în Constanța n-a fost folosită niciodată. Nu s-a beneficiat de tot ceea ce puteam să beneficiem. Nu s-a beneficiat. E un paradox pentru mine să ai un stadion care se numește Gică Hagi sau Gheorghe Hagi, mă exprim așa corect, și să ai o academie Hagi în altă parte, nu în stadionul ăla. Adică Și nu în orașul Constanța. Exact, și nu orașul. Cum să explici lucrurile astea unui care vine din afară și zice: Gheorghe Hagi, cum să nu știu, unde-i? Dar stadionul, vreau să vizitez stadionul. Și să duc acolo și să zică: păi stai, dar Academia Hagi am auzit, vreau să o văd. Păi stai că nu e aici, trebuie să te ducem la Ovidiu. Nu e normal ce se întâmplă. Normalitatea înseamnă să exploatezi tot ceea ce ține de beneficiile urbei tale. Și atunci, ca și conducător, ca și lider, trebuie să te preocupi de toate aceste aspecte. Dar
Așa cum am spus-o și o repet foarte clar să înțeleagă toată lumea. Tu trebuie să te preocupi, dar specialiștii trebuie să se ocupe. E o diferență între una și alta. Eu sunt preocupat de ceea ce înseamnă Constanța și dezvoltarea ei, dar cei care se vor ocupa de toate detaliile tehnice trebuie să fie specialiști. Nu pot să-mi dai eu cu părerea în toate domeniile pentru că nu o să reușesc niciodată lucrul ăsta. Și atunci, ceea ce ne propunem noi, ceea ce propunem Constanțenilor este o echipă de specialiști pe fiecare domeniu în parte, pe toate domeniile de dezvoltare, pe toate palierele, pe toate nivelele sociale, care într-adevăr să vină să garanteze, domnule, uite, am promis că vom face 5 lucruri, după 4 ani am realizat 3, 2 nu le-am realizat din motive care le vom analiza atunci și dacă vreți să mergem mai departe, vom merge mai departe. Decât să promitem 100 de lucruri și să realizăm unul, preferăm să nu facem asta. Și atunci asta e ceea ce spun că se poate întâmpla la Constanța. Ce au făcut alții nu ne interesează, e problema dumnealor. Ce au realizat, am văzut ce s-a realizat până acum. Perspectiva noastră este să ne ducem în viitor și să vedem ce putem realiza și să vedem ce putem realiza printr-o analiză foarte clară, care să transmită foarte clar ce se poate realiza. De ce? Pentru că atunci când vorbesc și revin la aspectul ăsta, iertați-mă, poate sunt cumva prea insistent, ca să pot să dezvolt zone verzi în Constanța, trebuie să am extinderea Constanței. Nu pot altfel, n-am cum. La momentul ăsta ce am betoane, blocuri, n-am cum să le dărâm să fac spații verzi. E imposibil. Și nu este normal să se întâmple așa. Dar pot să mă extind și atunci pot să creez aceste zone de verde în Constanța și să întrețin ce am verde în Constanța. Pentru că sunt foarte multe probleme cu spații verzi care au fost date la diversi dezvoltatori și nu vreau să intru în detalii pentru că nu stăpânesc foarte bine subiectul și nu am toate datele complete. Dar trebuie să fim atenți la ceea ce promitem oamenilor. Pentru că promisiunea trebuie să fie una care să aibă greutate, care să aibă acoperire, care să fie fiabilă pentru Constanța, nu doar povești. Poveștile le-am tot auzit. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. O să vă rog, domnule Postolache, să le spuneți telespectatorilor de ce ar trebui să vă voteze în funcție de consilier local al municipiului Constanța. Ar trebui să mă voteze pentru această poziție, deoarece am capacitatea de a transforma lucrurile și nu sunt doar vorbe. Pot demonstra oricând performanțele mele în mediul privat și de astăzi vreau să mă lupt să le aduc și în mediul public. Mulțumesc. Domnule Cruceru, de ce ar trebui să se uite cu atenție telespectatorii la candidatura dumneavoastră și de ce ar trebui să vă voteze primarul municipiului Constanța? Pentru că noi promitem și facem și noi suntem gata să ne asumăm ce am promis că vom realiza, să demonstrăm că lucrurile se pot realiza și mai mult de atâta suntem capabili de dialog cu constanțenii și vrem să avem dialog permanent cu constanțenii. Mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, iar apoi revenim în partea a treia a emisiunii.